Nici ploaia din București nu spală panourile informative din Parcul Cismigiu. Întins pe 16 hectare, Parcul Cismigiu din mijlocul orașului, o oază veritabilă de verdeață, se degradează pe zi ce trece. Pe lângă toate acestea, iarba este netunsă, panourile informative măzgălite și aleile surpate. Toate acestea se întâmplă chiar la o aruncătură de băți de biroul primarului general Nicu Șordan. Încă de la primii pași, indiferent de zona din care se face accesul, ne întâmpină câteva panouri informative. Este mult spus informative, deoarece pe ele nu se poate citi nimic. Acestea sunt acoperite de vopsea, șterse de ploi sau pur și simplu lipsesc. Oamenii se plâng de mirosuri și de panourile măzgălite. Din punct de vedere al curățeniei, parcul este destul de curat, ținând cont de aleile pietonale, care sunt curate, îngrijit, coșurile de gunoi sunt prezente, lumea, din câte văd, aruncă gunoaiele în locurile potrivite, dar anumite panouri publicitare sunt foarte măzgălite cu graffiti, marcare și alte chestii de gen. În regulă. Destul de curat, destul de bine amenajat, întreținut și e foarte frumos în Cismigiu. N-am observat încă o părere proastă, n-ar trebui să fie măzgălită. Este așa și așa, ar putea fi mai curat lacul, de exemplu. Se poate întotdeauna să fie mai bine pe partea asta de administrare, să fie mai clară apa, mai limpede și să fie mai ok și din punct de vedere miros, de exemplu. Pe vremuri, cei de la administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București au montat hărți ale parcului cu cele mai importante atracții, dar între timp acestea au dispărut. Geamurile au fost sparte, afișele furate, locurile de informare vandalizate. Sunt zone imense cu pământ, doar pământ, fără pic de iarbă. Pe lângă lipsa ierbii sunt multe zone fără borduri, cu mozaic și piatră cubică lipsă. Nimeni de la Alpab nu s-a ocupat să le repare în ultimii ani. Mai mult decât atât, Cismigiul găzduiește mai multe zone tematice. Colțul Șahiștilor, grădina cu trandafir sau monumentul Gheorghe Panu, toate aveau câte o plăcuță metalică pentru informarea vizitatorilor. Între timp și aceasta a dispărut și a rămas doar cadrul metalic care o susținea în trecut. Am solicitat un punct de vedere de la Alpab pentru a afla când va arăta Cismigiul ca un parc demn de istoria sa și vom reveni asupra acestui subiect.